dragi prieteni, sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea. Vă invit să pregătim astăzi împreună iepurași și puișori sau pupeze din aluat dospit. Se pot face din aluat de pâine sau din aluat de cozonac. Mai multe rețete de aluat o să vă las dedesubt în descriere. Am aici o bucată de aluat de pâine. Facem un fitil și împărțim în două. De jumătate facem puișuri, de jumătate facem iepurași. Prima dată întindem un fitil să fie suficient de gros, da? Mai lung decât mâna și apoi facem un nod. Modelăm capul, ciocul, partea din spate o lățim, facem niște tăieturi. Aici la cap facem două găuri. Dacă e aluat de pâine, punem câte o boabă de piper în fiecare gaură. Împingem puțin cu scobitoarea și tăiem ciocul. Acesta este un puișor. Exact la fel, îi facem și pe ceilalți. Acum vom face iepurașii. O treime o tăiem din bucată. Răsucim. Aplatizăm puțin și lăsăm aici un capăt. Facem o bilă pe care o alungim puțin și apoi o tăiem în două. Acesta va fi capul cu urechile și îl lipim aici, da? Aici în mijloc facem o gaură și punem un bob de piper. Dacă faceți din aluat de cozonac, ochișorul va fi din stafidă. Acesta este iepurașul nostru. Sunt gata. Avem puișorii. Și aici iepurașii. Îi lăsăm timp de 10 minute să dospească. Ungem cu gălbenuș de ou. Bătut cu puțină apă, dacă nu e post. Dacă e post, puteți lăsa simpli. Mergem la cuptor. La o temperatură de 160-170 de grade, foc sus jos. Aproximativ 15 minute, 20, până când sunt frumos rumeniți. Gata! Nu-i așa că sunt frumoși? Iepurași, puișori, hulubași sau pupeze. Sunt fierbinți, abia am scos din cuptor. După ce se răcesc, se înmoaie. Așezat frumos într-un coșuleț, pe masă arată minunat de bine, nu-i așa? Sunt bucuria copiilor. Bunica din partea Moldovei ne făcea tot timpul. Tare ne mai bucuram. Vă invit să-i probați și să-i faceți pentru cei mici. Sunt grozavi și vă garantez că or să dispară imediat de pe masă. Sunt Gina Bradea. Urmăriți-mă. O să mai aduc și alte rețete simple și gustoase. Și o să aduc tot felul de minunății din tradițiile românești. La revedere!